Bună dimineața! Avem astăzi o premieră muzicală la noi, la acest matinal, O Nouă Zi. Este prezent aici Vali Bogean, care mai trebuie să mai zicem ceva. Am zis Vali Bogean și este de cine? Că nu mai zicem că cine este, de unde vine, ce face, ce a făcut, ce vrea să facă. Bună dimineața! A, bună dimineața, da. Ionu Satăi, regizorul celui mai nou videoclip și Radu Dumbrava, actorul protagonist din acest videoclip, este și actrița. N-a putut să vină în această dimineață. Da, n-a putut să vină. Așa s-artiști. Era bine aici, să încadram în canapea cu noi. Vale, te rog la microfon să-l folosești. N-am vrut să iei, era bine să încadram la noi aici. Avem o pată de culoare aici, am o bucurie pentru ochi. Da, cu lansarea piesei noi, să știm care este mesajul piesei, pentru că nu este vorba doar despre el sau ea, este noi. Este vorba despre soția mea și mine. Noi, asta, eu și soția mea, e cântecul dăruit. Totalmente relații și cei ce trăim noi acum, o dragoste împărtășită. Și evident am eu anumite mofturi, capricii și am zis că această istorie mai bine ar fi bine să joace niște oameni tineri, chiar cu adevărat actori. Și aici întâmplător, nu știu cum să vă zic, Radu, cred că nu s-a așteptat, că Radu, mă gândesc eu că istoria asta ai să o poți juca tu. Eu, un actor, nu, tu ești actor, dar nu știi. Cum eu nu știu multe, când nu pot face, câteodată ăștia glumesc așa cu instrumentele mele de sfragvare, dar la asta poți cânta. Păi n-am încercat, dar dacă aș încerca, cred că, da, așa să înțelegem pot. Că scenele din videoclip pe care le vedem sunt reale, de fapt, în totalmente. Viața ta? Ei m-au gâcit, nu le-am zis până acum, dar au gâcit totalmente. Deci, deci această neglijență câteodată, lucrurile astea bizare, se întâmplă cu adevărat în tot ce trăiesc zi de zi cu soția mea. Fantastic, felicitări pentru astfel de dragoste împărtășită, așa cum ai spus și tu, că zicea cineva din mari deștepți, zice că dragostea trăiește în doi, în corp, în tot întreg. Tu trăiești acest sentiment? Regizorul Ion, vreau să te întreb, pentru că videoclipul este într-o culoare caldă, este într-o culoare pastelată, am să-i zic, nu este strident, nu ai folosit efecte într-adevăr este cald de suflet. Păi, bine, exact această căldură și am vrut să o obțin și mi-am propus să o obțin prin elemente, prin acțiuni simple, banale poate pentru este unii. Este simplu, dar nu simplist. Da, exact. Pornind, având un concept, da, un mesaj. Mă bucur că Vali spune că în totalitate l-am nimerit cu... Pentru că nu ți-a mai zis asta, da? Nu. Și nu prea am când să comunicăm. Eu mi-a spus doar că vreau o dragoste împărtășită. Eu am căutat elementele, dar eu le-am luat din viața mea personală, din experiență. Ia uite! Câte detalii! Și ar însemna, mă gândesc eu acum, probabil, fiecare cât de cât posibil să regăsești în aceste simple elemente. Și mi-am propus să obțin această căldură de care ai vorbit, fără a folosi săruturi exagerate sau... Sau nu le-ai arătat până la capăt. Pasiune, da, actorii nu s-au sărutat deloc. Unii cu sărut în clip. Sigur? Nu știu, dar Radu poate, sărmanul, aștepta. Nici măcar spre final? Poate Radu aștepta, că nu știu ce. Ceva. Tu nu ești actor de profesie, deci tu nu ai făcut școală de actorie, tu ești pictor. Da, eu sunt pictor. Oricum ești artist. Eu să-l botez ca actor, pentru că eu deja mă sunt mândru cu eu, am zis, gata, tu ai să joci în clipul ăsta. Eram la o țigară și am zis, uite, am o idee. Vreau să următorul clip care programez acum să artist fie fiind, a zis da, pentru că provocările sunt binevenite pentru actori, pentru artiști în general. Așa cum ai spus-o și tu, un instrument îl învățăm dacă trebuie. Da, tu ai îmbrăcat o altă haine de actor. Cum a fost să lucrezi cu regizor, pe platou, cu actriță? Că e totuși altceva. Da, deci... Nu pot spune că am schimbat o haină, dar s-a schimbat atmosfera, pentru că în mijlocul ieși din spațiu în care eu mă aflu zi de zi și aici hop vine provocarea din partea lui Vali, da? Pentru că recunosc că când văd o producție video foarte reușită, spun că pe mi-ar face mie plăcere odată să mă filmez și eu și aici. Așa s-au aranjat lucrurile, de fapt, că și Vali a venit cu ideea și eu am fost deschis. M-am implicat cu cea mai mare plăcere, a fost o lucrare împreună cu regizorul, cu actrița Genia Pasad și... Într-adevăr, a ieșit o producție foarte bună. Sunt câteva detalii, de exemplu, în videoclip pe care le-am văzut. Actrița a băut
Nu știu, apă colorată. Bănuiesc că era suc, ați folosit un truc, nu? Nu, 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 chiar era apă din, chiar era apă din, din culoare. Da, deci, nu, 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 nu din acuarelă. Eu acum, mare parte, pictez cu, cu acrilă. Deci, intermediar între acuarelă și... Și mai contează. Și la, la un moment... Hai, pic, nu, dar contează, dar nu contează ce vopsea. Important că era vopsea, da, deci da, nu era un truc. Vreau să spui că nu-i toxic. E tot ok, Biogenia, da? Nu-i toxic, știi, nu putea să-mi... Deci, miere era miere, da? Da, ardeiul era iute? Și ardeiul? Da, foarte iute. Foarte iute. Foarte iute. Imaginea. E, uitați-vă că a fi actor nu este chiar foarte simplu, nu este foarte ușor, pentru că trebuie să te expui riscurilor... S-a regăsit Victor aici, de dată. Vreau să ies în față cu profesia pe care o iubesc. Apropo, și părinții lui Victor sunt protagoniștii acestui videoclip spre final, apropo, îi vedem, da? Pe cuvânt, nu a fost un, nu știu, un gând anumit. Chiar întâmplarea frumoasă. Nu este o chestie de cumătriz, da? Numai asta vreau. Uite, chiar uite, se întâmplă așa lucruri în viață. Eu vă spun așa cum este, dacă îmi permiteți, monopolizez puțin atenția. Eu nu eram nici în țară când se făcea lucrurile astea, ca să știți. Ca niciodată Irina Nișicao și Ioana Isac am pus pe umărul lor, am discutat toate ideile, am discutat tot. Deci eu am plecat. Ne vedem la sfârșit. Ai s-a vrut fost... așa ca la nuntă, da, știi? Când totul organizezi și în ziua anunții... În fine, chiar am vrut prin chestia asta, aceste două fete, să le exploatez un pic, să văd. Zic, uitați, până acum făceam toate lucrurile astea eu singur. Da? Uh-huh. Acum hai să vă văd și pe voi tineretul, cum vă organizați. Tot s-a înțeles, tot ne-am devenit de acord la anumite lucruri. Și când am văzut toate detaliile, singura n-am și zici, dar știi cine sunt acești doi oameni frumoși care au, printr-un gest a schimbat clipul totalmente. Serios? Asta e întâmplare, să nu crezi că am făcut ceva anume. Ion, tu pentru prima dată colaborezi cu Vali? Da, da. Și cum este? Se băduc? Acum, da, Vali, fie astupi no, urechile, no, fie... No, no. Păi, eu pe Vali am avut ocazia să-l prind așa în 2-3 minute la discuțiile noastre și de 2-3 ori, câte 2-3 minute, mi-a fost destul, cred, să-l înțeleg. El mereu era în fugă, o repetiție cu cineva, da, să mă vrească și așa mai pentru departe. Că ascultând creația ta, Vali, imediat îți dai seama că ești un om bun, un om care ne cântă frumosul, un om care cântă iubirea și cântă dragostea și iubește femeia. În femeia în general ca și, ca și suflu, ca și suflet suavă și probabil cunoscând opera lui, ți-a fost ușor să ajungi mai repede în, la această idee să realizezi. Da, da. Mai avem și un concert, apropo. Vali Băgean Band pregătește ceva nou. Oamenii buni, mereu zic lucrul ăsta și o să-l mai repet ani în șir. Un produs muzical în țara asta are nevoie ca să reziste doar de atenția publicului, doar de faptul că să faceți efortul să veniți să avem aceleași emoții. 24 februarie. Dragobete. 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 Palatul Național Nicolae Sulac. Veniți să cântăm dragostea împreună și îmi place de ultima vreme fraza asta. Veniți că acolo va fi dragoste la ea acasă. A, chiar e frumos. Dragostea la ea acasă împreună cu Vali Băgean în 24 februarie. De Dragobete, este sărbătoarea frumoasă a noastră de dragoste, unde să avem încă o dată ocazia să fim mai buni și să cântăm dragostea împreună cu acești minunați artiști. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați găsit timp să veniți la noi în ospeție și să vedem împreună videoclipul, produsul final despre care am vorbit atât de mult și mie drag, Vali, să știi de 100 de ori mai mult. Țin la tine foarte mult, dar de aici încolo și mai